În urmă cu 3 ani, primăria Miovenea a participat la un proiect pe fonduri europene care în prima fază a fost necâștigător, însă în cea de-a doua a câștigat banii europeni pe care administrația publică locală îi va folosi pentru reabilitarea Spitalului Sfântul Spiridon. Așadar, cei care vor opta pentru serviciile medicale ale unității spitalicești vor beneficia de aparatură medicală de specialitate și condiții mai bune. Înseamnă că dacă vom construi spitalul nu va mai fi util. Aceste construcții care sunt la ora actuală va rămâne fizioterapia în corpul nou, iar în celelalte corpuri vor fi medico-social. Nu este nicio noutate faptul că în perioada guvernului Boc au fost închise mai multe spitale din țară, iar bolnavii sunt nevoiți să te descurce cum pot. Edilul de la Mioveni, Ion Georgescu, speră ca actuala guvernare să repare greșelile făcute de fostul guvern, iar situația din sistemul sanitar să devină una favorabilă atât pentru medici cât și pentru pacienți. De exemplu, Spitalul Sfântul Spiridon de la Mioveni ar fi putut fi ridicat până acum, dacă timp de 2 ani constructorii nu s-ar fi întrecut în contestații. Însă primarul Mioveniului asigură pe locuitorii urbei că în toamna acestui an va începe construcția noului spital. Unitatea spitalicească va deservi atât populația Miovenului cât și comunele limitrofe. Investiția se ridică la 35 de milioane de euro, bani care vor proveni numai din fonduri de la bugetul local. Pentru a face față oricărei situații, noul spital va dispune și de un heliport funcțional zi și noapte pentru elicopterele medicale. În cadrul acestuia vor fi înființate secțiile de urgență, chirurgie, ATI, medicină internă și pediatrie, ginecologie, obstetrică, neonatologie, dar și gastroenterologie și un centru de cardiologie intervențională.